După ce etapa trecută au pierdut la Corvinul Hunedoara, fotbaliștii sub 19 ani de la CSS Drobeta au strâns rândurile și au obținut prima victorie a sezonului de primăvară. Severinenii au revenit cu toate punctele din deplasare avută la CSC Ghiroda și Giarmatavi după ce au câștigat cu 3 la 1 un banat. În urma acestui succes, școlarii pregătiți de Marian Brihac și Florin Teodorescu au revenit pe podiumul seriei A7 a 7 din play-off și abordează cu moral bun jocul de duminică de la ora 12 pe municipal pe care îl vor avea în compania liderului CSS Caransebeș. Luceafarul Drobeta, cealaltă echipă care evoluează în play-off de la juniorii sub 17 ani, a izbutit doar o remisă din confruntarea avută pe terenul celor de la CSC Ghiroda și Giarma Tavi. Duelul dintre cele două s-a încheiat 3-3. Luceafarul a rămas pe ultima treaptă a podiumului Seriei A7 -a, la 20 de puncte de liderul incontestabil CSC Dumbrăvița, respectiv la 5 lungimi de Corvinul Hunedoara. Luceferii vor da piept sâmbătă de la ora 14 pe stadionul Severnav cu liderul CSC Dumbrăvița. Patru etape mai sunt de jucat din play-off.